Dar atâta eu spun cu punctul final. Deci eu, în primul rând, dacă ce face el când îi înjură? E o chestiune de moment, care ei de frică joacă, nu? Nu? Da. Eu cum îi distrug mental? Eu pentru că îi critic când joacă prost și laud când joacă bine. Ca un părinte care atunci când tu ești cu minte, el, tatăl, îți dă bomboane, ciocolată, și atunci când tu nu ești cu minte, atunci tatăl tău, el te ceartă. Asta fac eu, părintește. Eu ce am spus? La mine nu poate veni un antrenor, chiar dacă știi Liga Campionă, dacă înjură oameni. Pentru că eu merg pe lucrurile duhovnicești, lucrurile de bun simț, are respectului față de om. E adevărat că uneori poate și eu puțin și eu îi tulbur pe oameni, adică că s-ar putea să dezechilibrez puțin, că după meci poate prea supărat și puțin îl atac prea tare. Dar una peste alta, unde, dacă vorbim de lucrurile astea despre fotbal, totul eu știți că rezum la bani, da? Dacă eu sunt atâta și eu dezmembrez psihic, păi noi trebuie să vedem ce a vândut CFR-ul, ce am vândut eu. Eu l-am luat, acum ultimul, pe Benzar, l-am luat cu 700, l-am vândut cu 2 milioane, da? L-am dezmembrat psihic, eu l-am luat pe Coman, care l-am luat pe Coman cu 3 milioane și la ora asta am ofertă, la ora asta, de 8 milioane, acum mă negociez pe 10, vreau 20, că eu negociez în 10 în 10. Și nu mai vreau 10 milioane, vreau 20. Că așa vreau eu. Nu mai stăm să ne vorbim pe tema asta, că am o filozofia mea. Și atunci eu vin și întreb eu. Că totul se rezumă la bani. A, că au bătut ei pe ăștia aseară, pe nu știu ce, au luat 600 de mii. Bravo lor, că i-a înjurat. Sau că îi înjură. Dar o să vedem pe termen lung care e suma de bani care o încasez eu, care e suma de bani care o încasează ei, nu știu, ei, nu vreau să spun CFR. Vreau să spun X care înjură și care se comportă așa cu oameni. M-ați înțeles ce vreau să zic? O să vedem finalul. Cum ați trăit... Dacă vreți la ora asta, faceți socoteala și la ora asta. Luați-o pe CFR și vedeți datoriile și luați-o pe FCSB și vedeți. Păi până la urmă a fost clar când CFR Cluj a ajuns în insolvență, iar echipa dumneavoastră n-a ajuns niciodată în insolvență. Corect. Acum mai luați și încă ceva, un exemplu. Luați-l pe ăsta, pe Manea, care Manea zicea că a fost Messi. De ce n-a mai vrut Messi să ducă la CFR? Manea n-a mai vrut să se ducă la CFR Cluj? Păi da. Păi nu vrea să le ași CFR și de ce a ales să vină la noi? Că era CFR, era în cupele europene, dar totuși băiatul a vrut la noi să vină. De ce? Da, poate că i-ați oferit un salariu mai mare decât la CFR Cluj. Nu e adevărat. Omul nu mai vrea să fie înjurat. M-ai înțeles? Da. Da, iată, a venit să fie distrus de dumneavoastră psihic. Cum ați trăit meciul de aseară câștigat de CFR în fața lui Lazio? Nu m-am uitat că... m-am zis că nu era ceva care să mă intereseze. Și după aia am văzut, adică la minutul 30 parcă am dat la ei și am văzut era 1-0 pentru Lazio. După aia am mai dat iar peste câtva timp era 1-1 și după aia am auzit că s-a terminat, că m-am și culcat, după aia am auzit că s-a terminat 2-1 și au bătut CFR. Nu, deci nu mă interesează CFR. Mă interesează CFR când joacă în campionat, când sunt în luptă cu ei. Când am un interes eu. În rest... Dincolo de rivalitatea care este între CFR Cluj și FCSB, faptul că o echipă românească a învins una din Italia și lucrul acesta contează și pentru orgoliul românilor și, dincolo de asta, contează și pentru coeficientul ligii întâi în cupele europene. Din punctul acesta de vedere, nu v-a bucurat acest succes? Da. Păi, domnul Mironicai, eu nu vreau să fiu demagog și nu vreau să fiu fals, da? Deci, niciodată o echipă care e cu noi în luptă și care noi suntem... Bine, nu suntem acum. Cum e la 10 minute. Deci, poate să zic că stai puțin, nu știu cu voi. Am tot dreptul să spun asta.
voi sunteți pe departe de noi. Deci noi suntem pe întâi, voi sunteți pe 10 sau 9. Și atunci, dar noi niciodată, eu nu o să vreau eu să câștige bani CFR. Pentru că ei, cu alte cuvinte, se înarmează, nu? Sunt două armate. Și eu când vreau ca adversarul meu se înarmează cu tancuri și avioane și când au bani, nu-mi convine. După seara nu mi-a convenit, nu că au câștigat. Că au câștigat banii, 6.000, aia nu mi-a convenit. În rest, că câștigă, bată ei și pe Real Madrid, nu mă deranjează. Numai să nu câștigă, ca să n-aibă bani, să poată să lupte cu mine în campionatul intern.